Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă de azi a filialei teritoriale a Partidului Național Liberal Neamț. Avem astăzi onoarea și mândria să vă avem printre noi pe domnul doctor Gheorghe Carp, managerul Spitalului Județean de Urgență Oradea, unul dintre cei mai performanți manageri în domeniul sanitar din România și care conduce cel mai bine dotat și cel mai performant spital probabil din România. Cu toții știm că sănătatea publică este o prioritate, cu atât mai mult la noi, la Piatra Neamț și în zona Piatra Neamț. De altfel și cercetările sociologice ne spun același lucru. Așa era și la Bihor în 2005, 81% erau afectați de problema sănătății. Azi, din fericire, procentele au scăzut sub 20%, ceea ce înseamnă că acolo au avut loc transformări. De altfel, aveți în spate și un filmuleț de prezentare a Spitalului Județean Oradea. La noi, Neamț, problemele de sănătate capătă și alte accente, pentru că, din nefericire, o spun răspicat, sistemul de sănătate este un dezastru și, repet, un dezastru. De altfel, e și o vorbă celebră aici, că a ajuns în Neamț să circule o vorbă tristă, când pleacă salvarea cu un pacient de pe Valea Muntelui, trebuie să oprească la Bicaz, să ia și un preot. Din nefericire, asta e situația actuală. Există și comunități care au rezolvat problema sănătății și una dintre comunități este Bihorul, Oradea, cu domnul Ilie Bolojan și cu domnul doctor Carp. Și de aceea, neinventând apa caldă, îl avem printre noi pe domnul doctor Carp, care va sta la dispoziție în această conferință de presă. Ghiță, te rog. Bună ziua, mă onorează invitația de la Piatra Neamț, pentru că cu domnul senator, când am fost colegi în Senatul României, de multe ori vorbim de problemele sistemului sanitar. I-am renunțat la Senatul României, m-am întors la spitalul meu, care l-a numit cu Spitalul Municipal și a rezultat cel mai mare spital din România, de 1760 de patru. Și am încercat să rezolvăm problema spitalelor, pentru că nu fac niciun secret, în 2005, între Piatra Neamț și Oradea nu era niciun fel de diferență. Între Piatra Neamț de acum. Da, dar și de atunci. Și de atunci. Dar am avut o șansă extraordinară, pentru că fără autoritatea locală, niciun sistem nu se poate dezvolta. Am avut șansa de a veni legea descentralizării, care, punând ca și proprietar autoritatea locală, lucrurile se rezolvau mult mai repede decât înainte. Lucruri care înainte trenau 7, 8, 9, 10 luni, acum se rezolvă maxim 2-3 zile. Politica de dezvoltare, strategiile, accesarea de fonduri europene, a fost mult mai facilă, pentru că depindea una de autoritatea locală. Și particularitatea Oradiei a fost că toate spitalele din Oradea, la număr de 6, au fost în subordinea primăriei, printr-un complex de împrejurări favorabil. Consiliul Județean și-a definit competența de a administra un spital și a preluat primăria. Asta a fost lucru bun care s-a întâmplat și atunci strategiile au putut să fie puse în concordanță. S-a creat un spital de urgență, un spital pentru cronici, dar, din păcate, lucrurile nu au evoluat cum ne-am fi așteptat, pentru că principiul era ca spitalele să nu fie concurențiale, ci să fie complementare unul cu celălalt, iar după alți 7-8 ani, ne-am dat seama că soluția este unificarea spitalelor în așa fel încât să putem să fim mult mai eficienți. Au fost o serie de proiecte europene,
Am avut și șansa proiectelor transfrontaliere, plus tot ce era posibil în ceea ce privește finanțarea europeană, am accesat. Multe lucruri s-au făcut pe baza acestor proiecte transfrontaliere și europene. Într-adevăr, și eu când mă uit acum la filmele despre Spitalul Județean, nu mă aduc aminte cum era în 2012, de exemplu, era cam dezonantă imaginea de atunci, dar datorită acestei șanse ne avea autoritate locală preocupată de sistem și faptul că timp de mai mult de 10 ani de zile a fost o singură echipă managerială și a putut definitiva toate proiectele. Pentru că dumneavoastră știți că este un obicei prost, dacă se schimbă conducerea, atunci primul lucru este să judece investițiile sau strategia anterioară. Dacă există continuitate și consecvență, și spitalul se poate dezvolta. Suntem într-o etapă în care, eu cred că în 2 ani de zile, cam toate proiectele majore ale spitalelor din Oradea vor fi terminate. În momentul de față se construiește un ambulator nou, la etajul 1 și 2, la etajul 3 va fi administrația, pentru că de obicei dumneavoastră știți că ochiul stăpânului îngrașă vaca. Dacă direcțiunea era la 2 km, nu prea puteai supraveghea ca lumea mersul lucrurilor. La ultimul nivel se extinde terapia intensivă legată cu pasarele, cu clădirea care se vede în imagini. Alături, un lucru în premieră în România este construirea unei parcări supraetajate de peste 500 de locuri. Pentru că niciun spital din România nu are parcare proprie. Toată lumea parchează pe unde vrea. S-a inițiat deja construirea unui spital de boli infecțioase și pneumologie prin PNRR de 134 de milioane de euro. În mod normal, până în 2026, în august, trebuie să fie terminat și acel spital. Și cred că, odată cu terminarea acestor proiecte, spitalul din Oradea vor corespunde necesităților comunității pentru următorii 15 ani. Dar, bineînțeles, cei care vor veni după noi vor trebui să fie preocupați în continuare de dezvoltarea și de actualizarea tehnologică a spitalelor. Sunt aici la invitația colegului meu, domnul senator, care m-a surprins cât de preocupat este de acest sistem spitalicesc. N-am venit să ajut, n-am venit nici să judec, nici să critic, ci să găsim acele soluții care se pretează la Piatra Neamț. Nu este o vizită unică, pentru că vor mai fi încă vizite și le-am promis ieri că ori de câte ori este nevoie îmi voi spune părerea, bineînțeles, hotărârea le va aparține, dar având în vedere soluțiile care le-am găsit la Oradea, sper să pot contribui la transformarea Spitalului Județean Piatra Neamț într-un spital care să corespundă așteptărilor concetățenilor dumneavoastră și a cadrelor medicale. Încă o dată spun că mă onorează această încredere a domnului primar și a domnului senator. Am găsit rețeta. Rețeta este autoritățile locale trebuie să conlucreze pentru a își uni eforturile, pentru a putea realiza într-un timp cât de scurt, dar asta este cel puțin 5-6 ani ca să schimbe fața spitalului. Deci, într-un fel, mă simt la Piatra Neamț ca și acasă, pentru că am prieteni din Piatra Neamț. De multe ori discutam despre Piatra Neamț cu prietenul meu, Viorel. N-am crezut că vom ajunge și în această impostare. Iar toată disponibilitatea cu tot ce știu și tot ce pot să dau acele sfaturi care sper să fie acceptate pentru ca și spitalul din Piatra Neamț să fie în secolul 21. Mulțumesc, domnul manager, la trei, domnul primar. Bună ziua, vă mulțumesc și eu că ați dat curs invitație la această conferință de presă. Ați auzit o discuție care ar trebui să ne inspire despre ce înseamnă dezvoltare. O comunitate se dezvoltă, în primul rând, având o viziune și
și având, bineînțeles, un climat, un context de colaborare orientat, care să contribuie, să conducă la îndeplinirea acelei viziuni. În Piatra Neamț, după 4 ani de mandat, vă pot spune că lucrurile sunt diferite, tocmai pentru că abordarea este îngrijorător de diferită. Orice pas înainte pe care îl facem este urmat de 2 pași pe care trebuie să-i facem ori pe loc, ori înapoi, pentru că așa ne conduc alții. Dacă avem investiții, avem tot timpul atacuri, blocaje, sabotaje, tot felul de piedici în dezvoltare. Acest lucru trebuie să înceteze. Acest climat de competiție absurdă trebuie să înceteze. Spitalul județean, apa, transportul public, principalele probleme cu care se confruntă orașul, sunt astăzi în mâinile altor decidenți și este un paradox. Pentru că primii interesați să rezolvăm aceste probleme suntem noi, pietrenii. Și Primăria Piatra Neamț este interesată să investească în creșterea calității vieții. Serviciile de bază la nivelul unei comunități sunt sănătatea și educația. Dar noi, astăzi, nu avem temeiul legal și nu avem pârghile legale pentru a face acest lucru, pentru a investi în sănătatea oamenilor. Am făcut-o cu greu în sensul modernizării rețelei de apă. Făcând poate cel mai complicat, implementând poate probabil cel mai complicat proiect din ultimii 60 de ani. O nouă magistrală de apă de o lungime de 4,2 km, unde întâmpinăm 8 luni de întârziere din cauza acțiunilor de boicot, de care avem parte în mod sistematic. Numai săptămâna trecută lucrurile au fost împiedicate printr-o banală hârtie. Așa ceva nu mai trebuie să continue. Piatra Neamțul are nevoie de o colaborare onestă, cinstită și pe termen lung cu celelalte instituții cu care avem unica șansă de a duce orașul spre modernizare. Anul acesta și în ultimii ani am investit consistent în educație, ca element, ca zonă în care putem interveni pentru a crește calitatea vieții la nivel de oraș și pentru a da o perspectivă familiilor tinere să aleagă să rămână în Piatra Neamț. Dar este insuficient pentru că această balanță nu este în echilibru câtă vreme nu oferim servicii de sănătate la un nivel măcar decent. Ieri și astăzi am avut câteva ore de discuții extraordinare cu domnul dr. Carp, managerul celui mai performant spital din țară, la câteva zile după ce am avut o discuție de asemenea inspirațională cu domnul președinte Ilie Bolojan. La Oradea, oamenii au o șansă extraordinară pentru că au cutezat să dea încredere unei echipe administrative competitive care susține manageri performanți și profesioniști în funcțiile cheie, așa cum este domnul director Carp la nivelul spitalului. Și la Piatra Neamț putem face acest lucru, dar avem nevoie de acea colaborare, acel element de bază de care avem nevoie, colaborarea interinstituțională. De 3 luni discut cu colegii din primărie despre disponibilitatea, mai mult decât disponibilitatea, interesul de a investi în sănătate. La nivelul bugetului am identificat posibilitatea de a investi anual între 20 și 50 de milioane de lei pentru o instituție de sănătate care să livreze acea calitate despre care avem nevoie în sistemul de sănătate publică. L-am întrebat aseară pe domnul director Carp dacă soluția unui spital municipal poate să compenseze, poate să fie una eficientă și dacă putem ajunge repede să avem niște servicii funcționale în cadrul unui spital municipal. Și m-a sfătuit că nu. Unica șansă pentru Piatra Neamț să aibă servicii medicale eficiente este colaborarea dintre în contextul dat, este colaborarea dintre Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț pentru a pune la punct acele elemente vulnerabile de la nivelul Spitalului Județean, adică investiții în zona de primiri urgente, primiri urgențe, ATI, pediatrie, oncologie și așa mai departe. Adică o prioritizare a acestor nevoi și investiții consistente prin care să punem la punct
aceste secții. Și demarat în paralel, bineînțeles, un proiect pentru un spital județean nou, a cărui implementare imediată nu poate fi mai rapidă de 5 ani. Trebuie să fim onești cu aceste obiective și să realizăm că termenele trebuie să fie cât se poate de realiste. Prin urmare, unica șansă și este din partea primăriei toată deschiderea și tot interesul de a face aceste lucruri funcționale. Suntem dispuși să investim. Astăzi a fost publicat raportul Fitch, prin care se stabilește ratingul stabil al orașului. Dacă acum 3 ani am luat în primire un buget falimentar, o primărie care nu putea susține plățile creditelor, a utilităților în școli și a salariilor propriilor funcționari în decembrie 2020. Astăzi avem rating stabil cu peste 430 de milioane induși doar în secțiunea de investiții în ultimii 3 ani. Perspectiva este stabilă, suntem în ratingul țării, avem un climat investițional stabil la nivel de Piatra Neamț și avem nevoie de acest climat de colaborare odată pentru totdeauna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Andrei. Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc că ați dat cursul invitației noastre. Îi mulțumesc domnului doctor, domnului manager Gheorghe Car pentru prezența în mijlocul nostru în comunitatea din Neamț. O să fac câteva considerații plecând de la realitatea pe care o discutam cu domnul Car cu privire la realitatea noastră din Neamț și perspectiva realității din Oradea. Spunea domnul manager că în anii 2006-2008 eram la fel. Oradea cu Piatra Neamțu, ca și potențial de dezvoltare, ca și realitate de atunci economică și medicală. Iacă astăzi, la 15 ani, în distanță, 16 ani în distanță, Oradea e top, e sus, e fruntea pe zona asta de servicii medicale și nu numai, iar Neamțu, din păcate, e tot acolo, adică la nivelul din 2007-2008, cel puțin din punct de vedere medical. Asta spune ceva, ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani, cine a condus Oradea și ne-a condus Neamțul. Că despre asta e vorba. Oameni sunt și la Oradea, oameni sunt și la Neamț. Acolo nu sunt extraterestri și la Neamț suntem doar oameni. Aia nu o inteligență deosebită. Suntem la fel. Dar e vorba de capacitatea oamenilor de a înțelege ceea ce înseamnă managementul în administrație, în politică, dacă vreți, și în sistemul sanitar. Nu există, din punctul meu de vedere, niciun stat în lumea civilizată, nicio țară, niciun oraș, niciun municipiu în care să nu se raporteze calitatea vieții la calitatea actului medical. Și actul medical este prioritatea zero a noastră, a liberalilor, a mea, a lui Andrei, în ceea ce înseamnă investițiile în perioada următoare, investiții eficiente atât pentru municipiul Piatra Neamț, cât și pentru județul Neamț. Ce înseamnă un act medical de calitate? Înseamnă condiții de cazare la un standard adevărat, înseamnă echipamente medicale moderne și înseamnă specialiști pe care se aduce aici. Discutam cu domnul manager Carp și are dreptate, doctorii cei buni, mă refer, nu tind să vină neapărat spre Neamț. De ce? Pentru că condițiile nu sunt acelea pe care și le-ar dori în care să lucreze, mă refer ca mediu propice, aparatura nu e aceea performantă pe care și-ar dori un doctor să poată să opereze sau să intervină sau să lucreze. Și atunci, din doctorii buni, să plece în altă parte, în Cluj, Oradea, București, Iași, în centrele mari. Și atunci, la noi, în zona Neamțului, riscăm să avem, la un moment dat, o penurie de doctori sau o penurie de doctori buni asumați care știu să facă un act medical, să prezeze un act medical de calitate. De asta e nevoie imediat de a investi în sistemul sanitar de Neamț, de a avea un spital județean nou, la standarde moderne, pentru a aduce și acei doctori în Neamț care să trateze pacienții. Păi, la, spunea domnul manager, la Oradea sunt, la orice concurs care se scoate un post la concurs, sunt 4, 5, 7, 8, după caz 10, concurenți care participă pe un post și de acolo se selectează elita. Toate examenele de acolo sunt filmate ca coadă, dar întocmirea subiectelor până la ultima probă. Sunt filmate pentru a fi examene exigente în care să se asigure cei de acolo că cei mai mulți specialiști, că vorbim de infirmiere, doctori, eu știu, asistenți, asistente sau alt personal medical, altă categorie de personal medical, sunt cei mai buni care intră în actul medical. Și când îl ai pe cel mai bun și cu cea mai bună aparatură, în mod clar, ai și eficiență în actul medical și pacientul are siguranța că poate acolo să-și rezolve problema. Doi la mână, cred că e nevoie, mai mult ca niciodată, în 2024, să avem
o participare corectă, o palmă bătută și o strânsă legătură între administrația publică locală, reprezentată de primarul Andrei Carabela, Consiliul Județean noastră pe care l-am câștigat după 9 iunie, pentru că doar împreună nu trebuie să avem principii separate, să dumne că eu sunt la CJ-ul și la primărie, să dumne că eu am niște, am un orgoliu, pe alt orgoliu și din orgoliile noastre să nască mulți sau să nască lucruri care le-am putea face împreună, dar noi le distrugem. Nu. Avem deschidere, suntem oameni tineri și eu și Andrei, cu o viziune comună, viziunea de a dezvolta și împreună trebuie să facem un parteneriat primărie, Consiliul Județean, în care să investim din două surse, eficient în calitatea actului medical, să știm să avem specialiști care să absorbă fonduri europene pentru dotarea spitalului și pentru tot ce înseamnă actul medical. Și încă un aspect extrem de important, cred că este una dintre, și asta e o chintesență, dacă vreți, să avem mentalitatea, și o am și eu și Andrei, de a găsi cea mai bună resursă umană în actul managerial. Nu trebuie să punem nici prietenii lui Andrei, nici prietenii mei, nici colegii de la partid, dacă ei nu sunt profesioniști, să-i punem director sau manager la spital, ci trebuie aduși oameni extrem de bine pregătiți în management sanitar, care să facă efectiv management sanitar la un standard cât mai ridicat și avem obligația și eu și Andrei de a nu interveni decât în zona administrativă, de a ajuta, finanța, etc., dar nu interveni în tot ceea ce înseamnă managementul acelei echipe. Pentru că de asta la Oradea s-a reușit, pentru că acolo Ilie Bolojan a sprijinit, a ajutat, dar nu i-a spus directorului: vezi că vreau să pun camerele de la vedere la spital cu firma aia, aș prefera să cumpărăm măști sau ce mai cumpărăm de la firma aia, aș prefera să, nu știu, să construim sau să renovăm o aripă a spitalului cu firma aia. Pentru că asta a fost la neamț. Cei, partea politică, partea conducerii CJ-ului de la PSD, în mod clar, în ultimii 10 ani, au intervenit și au călărit acei manageri ca pe ei, da, pentru a rezolva problemele lor, nu problemele spitalului, și în asta să managerieze. Doi, s-au schimbat doar în ultimii, cred că 4 ani, domnule Car, cred că s-au schimbat 10 manageri la Spitalul Județean Neamț. În 4 ani, 10 manageri, până în aia 4, în ultimii 4, până plus ultimii 6, cred că sunt peste 15 manageri schimbați la Spitalul Județean, cu tot cu echipe manageriale. Păi asta spunea și un manager, dacă faci un lucru, nu poți să-l faci azi, ai intrat și într-o lună sau două ai renovat spitalul, ai rezolvat lucrurile. Nu. Ai nevoie de un mandat cu un mandat lung, ca și de întindere în timp, ai nevoie de un 7, 8, 10 ani în care să poți să-ți așezi, să-ți implementezi managementul pe care ai și de suportul autorităților publice locale și județene. De-aia ai nevoie de o echipă managerială care să-i dai voie să se desfășoare pe o perioadă lungă de timp, să nu intervii în actul managerial, ci doar să ajuți. Asta e filozofia și a mea și a lui Andrei și împreună sunt convins că după 9 iunie, atât eu la Consiliul Județean cât și Andrei la Primăria Piatra Neamț, împreună vom putea face lucrul acesta pentru Neamț și pentru Nemțeni și cu oameni care ne sfătuiesc și ne învață de bine, cu exemple de bune practici, ca Oradea, pot fi și altele, pentru că în viață doar prostul crede că e autosuficient și le știe pe toate, iar noi considerăm că avem de învățat în continuu și experiențele și expertiza celor de la Oradea sau din alte părți din țară, o primim cu inima deschisă și implementăm proiectele care vedem că sunt de succes în altă parte pentru a avea și în județul Neamț un act sanitar de calitate. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, mulțumesc domnule doctor încă o dată că ați venit alături de noi și dacă sunt întrebări, vă sunt la dispoziție. Vreau să mai completați dumneavoastră. Spunea prietenul meu, Gheorghe Carp, că am avut predilecție m-am interesat de sectorul sanitar. Nu este o întâmplare, pentru că și din punct de vedere economic, dacă o să vă întrebați pe domnul Gheorghe Car, o să vă spun așa, orice multinațional, orice investitor serios care vrea să vină într-un oraș, se duce în două vizite. La sistemul de sănătate publică, la spital, să vadă da, cum arată, poate, da. Și la școală, să vadă cum arată școlile. De-aia și interesul era pentru a atrage investitori, pentru că știți că ne mă preocupă zona economică și sunt strâns legate toate aceste zone. Acum, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Vă rog. Domnule profesor, la un dat v-ați confruntat cu reticența angajaților din sistem, pentru că... Asta face parte din regula jocului. Orice schimbare, un om mic. Are o poziție de la început. În primul rând, lumea nu înțelege ce vrei. Și cum ați rezolvat?
Păi, trebuie să-i convingi. În momentul în care, înainte, dacă aveau nevoie de echipamente, medicamente, dotări, cu ani așteptau și nu primeau, când au primit, deci eu când am preluat Spitalul Județean, avea un deficit de 6 milioane de euro. Asta în ianuarie 2012. În august 2012 nu mai aveam nicio datorie. Și asta era urma greșel managerial. Da. Până când aveai datorii și nu puteai plăti, nu veneau oamenii la licitație, firmele nu veneau la licitație. Cum să le iei materiale și echipamente când toată lumea știa că spitalul este rău platnic, că nu e corect, că amână plățile. Și asta, în momentul în care au văzut diferența, deci, le am o vorbă. Asta poate că este și șansa în piatra neamță. E foarte bine să vii după proști. Pentru că dacă vii după director bun, e foarte greu să dovedești ceva. Și atunci aici, dacă îți găsi un manager destoinic și care dorește să facă treabă bună, în 6 luni de zile se va vedea. Pentru că întotdeauna vor avea termene de comparație. Și opoziția, bineînțeles, vă dați seama dacă din 6 spitale ai făcut un singur spital, cel puțin 5 directori mă urăși în ziua de astăzi, da? Dar din punct de vedere a realizărilor financiare, în condițiile în care nu le lipsește nimic, și an de an închei cu toate investițiile care se fac cu excedente de milioane de euro. Cât ai acum excedent? Anul trecut? 10 milioane de euro. Excedent? Care vin toți investiți în spital. Deci nu... nu deci se produce bani pe spital. Și atunci când văd că vin și cer, și înainte puteau să stea în genunchi, că nu primeau pentru că n-aveau cum. Și acum, în 3 luni de zile, cât durează o procedură de achiziție, au, trebuie să admită. Eu sunt convins că nu mă iubesc toți. Nu? Nu au cum să te iubească. Dar nici nu vreau să fiu iubit. Vreau să fiu respectat și vreau să fie respectat spitalul în care lucrează. Deci opoziție, vă dați seama, din 5.000 de oameni, imposibil să-i mulțumești pe toți. Dar ne uităm pe cine trebuie să mulțumim. Majoritatea cadrelor medicale și majoritatea concetățenilor noștri. Domnule senator, de la Spitalul Județean Neamț v-aș putea oferi spre o analiză de diverse situații punctuale, dar o să merg spre una singură, care nu ține de managementul de acolo, pentru că multe din proiecte, la asta mă refer și lucrări, sunt la un cap beneficiar pe forul superior Consiliul Județean. Spitalul Județean Neamț, a văzut și toată țara, că au venit și din centrale, avem o situație unică în România. Peste 8 proiecte, cu finanțare asigurată din fonduri nerambursabile, europene, guvernamentale și așa mai departe, și toate acele 8 proiecte au devenit toate un eșec total, dintr-o 2-3 cauze în mare fiind vorba. S-a făcut proiectul, dar a venit constructorul și a zis, domnule, nu pot pune în operă proiectul. Cazul 2. S-a apucat de lucrat constructorul, a găsit vicii ascunse și au început procese, că mai trebuie bani. Cazul 3. Au ținut o corespondență ce de la CJ cu diverse entități finanțatoare sau organisme intermediare și au zis, tot joc, mai avem o lună și nu mai putem face finanța. 8 proiecte în 2-3 ani. Nu mai este spital. Ce ați făcut dumneavoastră ca director de spital dacă instituția superioară patronul spitalului, Consiliul